cu încredere de plină ca profetul Daniel, eu aștept să vină veșnicul Emanuel și de se vor semna decrete, legi împotriva mea, nu ca împărtășii secrete, nu voi abandona. Voi deschide azi mai bine geamul inimii cu dor, căci prin rugă și suspine, pietrele pot fi izvor. Dumnezeu striga într-una, pocăiți-vă iudei, se apropie furtuna, vino știrile de lei. Ai cum plânsa Ieremia, Iosia și Daniel, stinze veșnic bucuria în poporul Israel. Templul sfânt în pragul cumii, iar evreii exilați, erau duși în largul lumii, soți și rude, fii și frați. O viață ideală, în cel mai greu de exil, în aducul în școală, ca un mur de abril. Daniel prin ascultare, un evlavios iudeu, în floia râzând în soare, în credință în Dumnezeu. În zădar au avut vrăjmașii să-i găsesc vreun cusur, Domnul Sfânt păzindu-i pașii l-a păstrat în toate pur. A fost pus într-o cavernă, leii nu l-au devorat, căci puterea cea eternă pe profetul l-a apărat. Împăratul nu putuse ca să-l scape de mișei, dar acum chiar el se duse înspre gropile cu lei și a strigat, plângând de aproape, Daniele, vreau să știu, a putut ca să te scape Dumnezeul tău cel viu? Da, a spus cu modestie, curajosul proroc, nici lui Dumnezeu nici ție, eu nu v-am greșit deloc. Și de aceea te răsplată, Domnul Înger m-a trimis și spre mea mirare îndată, gura eleilor a închis, cu preșii de bucurie, dar eu s-a cutremurat și n-a lui împărăție nedecrete a publicat. Cu încredere de plină, Daniel a fost salvat, la Domnului grădină, e un crin imaculat. Stăruind în rugăciune, zi de zi ca Daniel, pe primi și înțelepciune și o credință de oțel. Când îți vor aduce pâră, mulți vrăjmași în jurul tău, că prin aluminii dâră, fă-le bine în loc de rău. Dacă mulți preferă somnul, rugăciunea neglijind, legătura ta cu Domnul, tu să nu o slăbești nici când. Pentru tine el închide, gurdelii înfometați, dar tu inima-ți deschide pentru cei neînsemnați, pentru cei ce n-au valoare într-o lume de păcat. Dumnezeu cu asa îndurare fiul veșnic l-a dat. Să ne facă nouă parte de lumină și de har, a gustat cuplita moarte sus pe crucea la calvar. Dacă viața-ți vei petrece cu Mesia orice-ar fi, din a morții groapă rece, el te va chema într-o zi, cu toți sfinții împreună, ca să fii în cerul sus, cum și în zile de furtună, tu umblat ai cu Iisus. Amin.